Reputatul profesor universitar găsit mort în birou a fost condus pe ultimul drum. A lăsat în urmă o familie îndurerată, dar și colegi care îl cunoșteau de o viață și nu înțeleg cum s-a produs această moarte fulgerătoare. Profesorul Șona este cu adevărat ceea ce putem numi un exemplu de modestie, echilibru și dăruire. 40 de ani, așa a fost tot timpul pentru universitatea în care am putut să construim împreună. A fost un coleg, un prieten și un mentor pentru zeci de generații de profesioniști. Îl amintim într-un mod frumos, pentru că n-ai cum să ți-l amintești altfel. A fost un om deosebit, un om foarte echilibrat, un om de familie, un om de echipă și cu asta o să rămânem cu toții în amintirea noastră. A fost un mare om, un mare caracter, un om liniștit, echilibrat. Cred că a ajutat pe toată lumea și pe cine a vrut, cred că și cine n-a vrut să fie ajutat, tot i-a întins o mână. Familia profesorului și-a dorit o înmormântare strânsă, doar cu persoanele apropiate.